Xiente, au Xientea, ce nume interesant. Interesant de la cine provine. Ia că omul ăsta trebuie să știe. Prieteni, pe strada aceasta locuiește cel mai în vârstă locuitor a satului Xientea. Ne scuzați că am venit așa. Noroc. Bună ziua. Traian. Eu mă ocup cu reparația, aleacă. Spor la muncă. Tu cu la rești tare, tare frumos satul ăsta vostru, Xientea. Vrem să știm de unde denumirea asta așa frumos. Cine a fost Xientea ăsta? Un om. Nu știu nici mai chemat. Și când am trăit să până fac sat aici, și că te el aici. Și tot pe dumneavoastră, cred că a fost un corespondent, un corespondent. Așa? Și eu a fost numele Xientea. Ia că acum, dar păi vechi satul înseamnă. Domnul Ștefan, mulțumesc că ne-ați primit. Noi v-am lăsat niște berere și vă dorim sănătate și să ne vedem la anul. Bună ziua, o întrebare vă rog. Noi căutăm cascadele de la Xientea. În care parte să o luăm? Dar ieșim așa din sat. Dacă ieșim din sat înapoi și să vede antenă. O antenă de azi care pentru telefoane, cum se cheamă. Am înțeles. Lângă antenă așa este, drum și dă-te la scoc, vă duci. Și la râpa ședa, mă, acolo vă duci pe jos, să-mi place, să dați peste dânsă. E bun? E că mergi drept înainte. Așa, așa. Și ieșiți din sat, da. Drumul de sat. Și drept și încă o dată înainte. În scoc, vă duciți și ieși. Acolo lăsați mașină și vă suiți să glău pe munte și el, și vă duciți înspre cascadele și nu mai înainte mergi, o să ajungi la biserică și după biserică tot înainte să munte satul. Drept în scoc, cheamă la scoc. E că băieți cum, dați-vă drumul aici, îi găsiți un izvor și niște șurpi care rușă și vă duceți încolo și ați găsiți. E ca și înseamnă să schimbi o vorbă bună cu oameni, oameni normali. Bună ziua! Andrei, acasă duci? Măi, e că vă duci cu omul ăsta. Omul ăsta trebuie drept la capul satului. Da. Și el, vă lămâși. Mulțumim frumos. De sară, să pui la răși? Mulțumim, numai de când vezi. Cine știi, poate că știi și o ladă de bere. Să, da, doamne. Andrei, e băieții ăștia până, să dui până în scoc. Și arată-le la... La șiput, cascada așa, te rog! Numai pe Andrei nu-l filma, că el e cam fudul. Andriuha, arată-le unii cascada, bun? Pune-o asta la dosă și de seara îi dau... De n-am ne pune, mă! În buznar, pune! De buznar, vine-mă, e când plină, eu știu... Asta ți-ai în mână, mă, telefonul! Vrem să filmăm despre satul ăsta vostru, și e frumos, da, ca cascadele astea, da? Dar și văd că așa-i curățelă, e gospodărie, stăt aici, bravo, bravo! Careta podana, Andrei! Ia ca tu așa în față. Dar noi cu Iona să ne așezăm aici. Așteptăm omul să duce ei pâine. Ceva la pâine. Ceva la pâine, dar noi. Da. Pe căldura asta, cum poți, deci nu la o sticlă de bere Chișinău, direct de la fabrică. Andrei, să-ți atras duc pâine. De parte pe teatră înainte, da? Da, mie înainte. Mai este mai încolo cascadă lângă? No, aici din noastră cu toate... Poate nu gache, nu... Da, am ajuns în această strâmtoare. O strâmtoare parcă e ruptă din rai. Chiar dacă noi nu avem munți în Moldova, atunci când ești aici, te simți de parcă ai fi undeva prin Transfăgărășan. Doamnelor și domnilor, suntem la Xientea. Acest sat cu o denumire atât de melodioasă, care probabil vine de pe la vreun boier de undeva, nu departe de malul Nistrului, nu departe de celebrele, minunatele cascade de la Xientea, la care, din păcate, nu am putut să ajungem pe cale terestră. Natura svedică ne-a blocat un pic calea și am ales anume acest punct, acest loc, să gătesc o rețetă pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Da, vine de undeva din școala sovietică, dar asta e. Noi o să o personalizăm. Adică, o să scoatem un pic din
ingrediente și o să adăugăm câteva de ale noastre. Da, arată bine această doză. Într-adevăr, este una jubiliară, așa, 150 de ani între prieteni. Și fiecare doză conține și un mesaj, o lecție de viață, mai bine zis. Prietenul este cel care îți mai întinde o bere de ajutor, e adevărat, prieten, pentru că, haideți să recunoaștem, mai ales vara, e mai de folos o bere de ajutor, o bere rece de ajutor, decât o mână caldă. Asta e. O, da. Iar acum să revenim la rețetă. În sfârșit, în sfârșit mă pot lăuda și eu că pot să-mi transport ingredientele, produsele pe toate dealurile Moldovii în siguranță. Am dat peste Tupperware. Eu care credeam că Moldova nu poate să existe Tupperware, numai în Germania. Dar iată că le găsim și la noi pe piață minunatele caserole în care eu am aranjat ingredientele de astăzi. Deci pentru a prepara păpănași ca la Tiraspol sau agurcichi pati raspălschi sau rulade de carne a la Traian, nu departe de Tiraspol, avem nevoie de carne. Iată aici. Curge berea. Trebuie să dau de pomană. Carne. Un cotlet de porc pe care îl vom felia. Ca să vă convingeți că chiar mic nu curge, am spart niște ouă acasă azi de dimineață și le-am pus în această caserolă mică. Ea chiar o să o folosesc pe post de shaker. Gata, ouăle zbătute. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Castraveți marinați, neapărat. Desigur, ce fel de carne prăjite fără făină. Fiecare ruladă o vom da prin făină. Mai am aici un ingredient secret. Am niște chipsuri de cartofi pe care le-am mărunțit bine și le-am făcut praf, pentru că vreau să dau fiecare ruladă prin acești fulgi de chips de cartofi. Ok, și încă un ingredient important este muștarul. Carnea și muștarul mereu au fost prieteni. De aceea, atunci când faceți rulade de carne, mici, mari, de porc, de vită, de pui, nu contează, ungeți cărnița cu muștar. Să începem. Tăiem ceapa. Ceapa o puteți tăia pai pentru că va fi prăjită în tigaie și nu contează cât de uniformă și cât de frumoasă va fi după ce o tăieți. Pai. Pai să julien. A la julien dacă vreți, doamnelor și domnilor. Ia-i cald, ia-i cald, băi. Aoleu. Noroc de izvorașul ăsta, cărești că gheața și ne răcește și berea. Lumea probabil se întreabă, ia uite-le și de repede tai. Dar știți cât deget m-a costat pe mine tăietul ăsta. Ceapa e tăiată, acum vom tăia și castraveții. 1, 2, cât suntem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Câțiva castraveți pe care îi vom tăia a la julien, cum preferă bunul nostru prieten, unul dintre cei mai buni operatori din Republica Moldova. Și nu numai. Și nu numai. Internațional. A internațional, domnul John Long sau Ion Lungu sau Giovanni Lungo. Sau Vania Dlinne. Sau Vania Dlinne. Eu nici nu vreau să te întreb, Ion, deși strămoșii tăi le-au pus familia Lungu. La ce anume să-i refer eu ei? Ce avea eu ei așa, mă rog, tare lung? Coada la sap. A, coada la sap. Acum, prieteni, mă rog la două lucruri. Să nu înșeapă a ploua, că văd că nor negru cât deasupra capul meu. Și să ne ajungă gaz în butelie. Elon Musk. E, hai, cu Doamne ajută. Acum, prieteni, adăugăm un pic de ulei. Iarăși Tupperware, care are așa un recipient pentru ulei. Nu trebuie să mai duc sticla asta cu ulei din urma mea. Perfect. Tigaia se încinge, în ea vom prăji ceapa și castraveții marinați. Tăiați totul așa, paia la julien, anume aceasta va fi umplutura. Și cât timp se va prăji, ne vom ocupa și de carne. După cum vedeți, am și un ciocănaș de ăsta de bătut carne.
Dacă vrei să faci agurcichi pe Tiraspolski, trebuie să folosești numai ciocanaș made in USSR. Știi, câteodată mă gândesc, poate să-mi deschid un Patreon de ăsta, să adun niște bănuți și-mi cumpăr o pălărie nouă, că-mi pare că dam gata, iese. Așa, punem ceapa. Iată, așa, șvârleată. Ceapa bine prăjită. Acum adăugăm castraveții. Ceapa e deja bine călită. Eu zic să adăugăm și o leacă de moare, așa, ca să o pârnim. Un pic de condimente. Și las ciarba, adică las să năbuș așa un pic. Cam cât timp? Vreo 5 minute. Între timp vom tăia carnea. Tăiem felii. Cum te-ai tăcut, Bill Gates? Începem să batem această carne nemilos pentru a o întinde. Prieteni, nu vă imaginați până nu încercați ce aromă poate reda ceapa și castraveții marinați, plus un pic de piper rozmarin, totul prăjit în tigaie. Oh, Doamne, cum arată împlutura asta! Ceapă, castraveți marinați, piper, sare, un pic de rozmarin. Acum, prieteni, carnea e bătută. Rămâne să o condimentăm fiecare. Să nu exagerez cu sare, pentru că de obicei exagerez, dar așa sunt eu, mereu îndrăgostit, mereu neliniștit, mereu grăbit și mereu însetat de viață. Așa. Acum, o parte foarte importantă. O ungem fiecare felie cu muștar. Optați, prieteni, pentru muștarul dulce. Da, știu că mulți bărbați zic, eu muștarul îi să iute, știi? Dar pentru umplutură, pentru rețete, muștarul dulce e cel mai bun. Acum, prieteni, punem umplutura în mijloc. Da, rețeta clasică presupune și niște cașcaval, dar eu nu am fost niciodată adeptul umpluturii de cașcaval. Parcă îmi pare că carnea merită o umplutură mai accentuat cumva, mai acrișoară, mai crocant. Lăsați cașcavalul este topit pentru pizza. Rulăm. O, altă. De-l dat prin făină, după care prin ou și aghe după aceea, prin pesmeț sau prin chips și după aceea deja la prăjit. Acum vom da... Acum vom da fiecare păpânaș, fiecare agurcic, fiecare castraveciuri, hai să-l numim așa. Știi câteodată în seară, parcă ai cules castraveții, dar când vii a doua zi, găsuși câte unul bătrân, zice, e că așa nu știi să o pune. Bătrân? Da, ca și noi. Făina asta o păstrez ca ochii din cap, mi-a mai rămas încă o leacă, știți de unde? De la Cucurești, de la moara aceea de peste 100 de ani. Mai bună făină n-am văzut în viața mea. Așa, bun, am dat totul prin făină, îi dăm prin ou. Așa, Trebuie să iau un pachet chipsuri mai mare. Trebuie să nu le mănânci. Corect. Se pare că mai avem destul gaz, de aceea vom încinge bine cu tigaie cu ulei. Tupperware-ul, uleiul, pune mai mult. Cuprinde păpânașii cu ulei încins. Cât se încinge uleiul, ne hidrată. Uleiul e încins bine. Acum punem păpânașii, păpânoii, la prăjit. Îi rumenim bine pe toate părțile. După cum vedeți, ulei este destul. Lăsăm păpânașii în boia lor, după care îi întoarcem până la o crustă aurii crocantă.
Iată-i, rumăori, frumușei, crocanți. Ei, și frigărui îți mai trebuie când ai așa ceva. Da, ne-a ajuns gaz. Mulțumesc. Așa. Prieteni, vă prezint păpănaș ca la Tiraspol. Sau mai bine zis, rulade de carne a la Traian. Așa sună parcă un pic mai bine. Trebuie să vă reamintesc, prieteni, că între prieteni viața e mai frumoasă, mâncarea e mai gustoasă. Și pentru că astăzi avem alături de noi aceste doze de bere de colecție, jubiliare, 150 de ani între prieteni, vreau să văd ce mesaj oare îmi transmite mie berea Chișinău. Bam! Prietenul la o bere se cunoaște. Asta da, de 150 de ani mereu ai potențial între prieteni. Doamne, știam eu dintotdeauna că am potențial și vreau să ajung la 200 de ani între prieteni. Asta ar fi peste 50 de ani. Ia-mi să calculez. S-ar putea să ajung, depinde și mă alimentez și cum mă hidratez. Hai la masă! La mâncare. Was spending on regrets. Was such a waste, such a waste, such a waste. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. Of everything that holds me down. Prieteni, nu uitați să lăsați de fiecare dată locul curat după ce v-ați odihnit. Doar noi putem să avem grijă de natură și de locurile astea ale noastre speciale, curate, care ne așteaptă de fiecare dată. Poți, răcorești-o dată? Nu, nu, nu.